Eu aș vrea să întreb pe doamna Niț, pentru că vorbind în sens intern de politică internă, mai mult în domeniul sănătății, este suficient de bine pregătită. Dar vreau să întreb, cu integrarea asta Vamal, Uniunea Vamal, dumneavoastră ține cont că partidul pe care îl reprezintă este rupt de realitate și în contextul regional, Ucraina și-a determinat soarta pentru următorii 100 de ani și au votat în Rada Supremă de la Kiev pe 26 octombrie partidii 90% pro-europeni. Prima dată după 90 de ani nici comuniștii n-au mai trecut. Și atunci întrebarea mea este, cum mergem noi în Uniunea Vamală peste Ucraina? Eu vreau să Da, vă vă zic, mulțumim. 2 minute, doamna da, Niță. domn Costec, Uniunea Vamală nu reprezintă o comunitate care ar veni să intersecteze cumva teritoriul nostru cu Ucraina. Mai mult ca atât, este o comunitate care vine să realizeze principiile economice și proiecte economice. Beneficiile economice care vizează Uniunea Vamală reprezintă obiectivele de bază ale acestei comunități. Nu avem interese geopolitice, strategice, politice, nu avem valori acolo, nu sunt strict relații economice. Mai mult ca atât, tranzitarea unui teritoriu poți să-l faci măcar și prin Vietnam, nu este o problemă. Tranzitarea spațiului ucrainean cu diferit tip de transport reprezintă un regulament care îl poate face astăzi orice țară. Și Statele Unite poate tranzita astăzi Ucraina în momentul în care merge spre China, fără nicio problemă. Mai mult ca atât, și noi avem dreptul să tranzităm Ucraina cu mărfurile noastre, este important să fie factura de tranzit, după care în spațiul unic Vamal se face factura respectivă. Evident, noi avem capacitatea de a negocia cu statul ucrainean la acest capitol și nu vom avea impedimente la acest nivel. Vreau să vă zic că Uniunea Vamală nu vine să realizeze anumite sarcini ale guvernanților în domeniul politicii, culturii și așa mai departe. Vine strict să realizeze programe economice. Tocmai de aceasta, blocul electoral Alegerea Moldovei, Uniunea Vamală, își propune ca teritoriul Republicii Moldova să devină zonă economică liberă, ca un centru de logistică, depozitare a mărfurilor care vin dintre vest și est, ceea ce creează o punte foarte bine calculată de punct de vedere economic, care vine să satisfacă interesele antreprenorilor din Europa, care vor să transfere marfa, de exemplu, în anumite state din Eurasia și din vest, din est. Și evident că acest lucru este posibil intersectând teritoriul Republicii Moldova. Noi suntem de asta și în vizorul fiecărui vector, și din stânga și din dreapta, pentru că, de fapt, asta și presupune. Ei au nevoie de teritoriul nostru pentru a ajunge la piața de desfacere din est. Noi astăzi putem să ajungem și să readucem piața Federației Ruse, putem să aducem un parteneriat fidel, la fel cum a fost Federația Rusă, China, care astăzi este pregătită să conlucreze cu statele membre ale Uniunii Vamale și cu siguranță pot să vă garantez că conflictul ucrainean care a avut loc în vara acestui an nu este niciun impediment pentru realizarea principiilor economice în Uniunea Vamală.